Sunt Dan Mircea Suciu și urmărești podcastul Baza de date, note de curs. Un podcast conține fragmente din cursurile predate online la secția de informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai. O să vedem totuși ce e o bază de date. Mi-a permis să vă dau definiția în limba engleză, dar cred că e nicio problemă. Prima este Large Collection of Related Data Items. Și aici aș sublinia acest large. Da? De obicei când vorbim despre o bază de date, povestim despre o colecție foarte mare de informații, o colecție foarte mare de date. Astăzi discutăm despre bază de date de un tera sau chiar mai mult, care conțin enorm de multe informații. Deci, în ziua de astăzi, trebuie să manipulăm cantități foarte, foarte mari de informații. Deci, large este cuvântul cheie acolo din prima fază. A doua frază, sau mă rog, continuarea acestei definiții, spune stored for record keeping and analysis. Acum, analysis este aici acest keyword, pentru că de ce, de fapt, stocăm toate aceste informații? De ce avem nevoie de ele? Ca să facem fel de fel de analize, să tragem fel de fel de concluzii, să putem să privim global niște date statistice ce se referă la toate acele informații care sunt stocate în baza de date. Și în fine, cea de-a treia parte a definiției spune că that exists over a long period of time. Da, este vorba despre persistență. Adică ideea este că odată ce folosim niște date și închidem aplicația care a accesat datele respective, noi ne dorim ca în momentul în care o redeschidem ulterior, noi să avem acces din nou la datele pe care noi le-am văzut înainte de a închide aplicația, da? Cumva să existe, să reziste, să persiste acele date între două execuții a instanței unei aplicații care accesează acea bază de date. Ce important este că o bază de date modelează aspecte ale lumii reale sau imaginare, deci nu obligatoriu doar ale lumii reale, dar modelează aceste aspecte prin intermediul unui model de date. Deci avem nevoie de un model de date pentru a putea să definim structura unei baze de date. Modelele care au fost dezvoltate până acum și utilizate până în prezent. De exemplu, modelul ierarhic este primul model utilizat în descrierea de baze de date. Conceptele pe care le folosește modelul ierarhic sunt conceptul de structură arborescentă, deci toate informațiile sunt puse acolo, sunt memorate într-un astfel de model, pe baza unui astfel de model, într-o structură arborescentă. Avem noduri în această structură arborescentă care se numesc tip entitate și avem relații între aceste entități. De obicei, relațiile pe care le putem defini aici sunt de 1 la N. Haideți să vă arăt un exemplu. Aici este un mod de a defini date de tip articole. Da? Să presupunem că vrem să memorăm mai multe articole scrise de diversi autori și structura am definit-o folosind conceptele din modelul ierarhic. Și avem o entitate numită article, care este compusă din title, pubdate, da, data publicării, autor. Acolo vedeți și multiplicitățile. Orice articol are un singur titlu, de asta apare 1,1. Un titlu aparține unui articol, un articol are un singur titlu. Data publicării, iarăși 1 la 1, pot să fie mai mulți autori, de aceea avem o relație de 1 la N. Da? Un articol poate să aibă mai mulți autori, un singur abstract sau niciunul, mă rog, mai multe secțiuni și o bibliografie. Pentru fiecare autor avem nume, prenume, am pus acolo și un titlu și o adresă de e-mail. Ei, asta e o structură destul de bună, un model destul de mult folosit, dar are o mică problemă. De exemplu, atunci când vrem să stocăm informații despre același autor, da, să zicem că același autor, John Smith, care este inginer, a scris două cărți, o carte sau un articol baze de date 1 și un alt articol baze de date 2. Nu contează că el apare în două, tot el este, da? Tot aceeași persoană este acolo. Informații despre persoana respectivă trebuie să le duplicăm. Da? Trebuie să apară de două ori. Asta este o redundanță. Redundanță de care noi de obicei dorim să scăpăm atunci când folosim baze de date sau când gestionăm baze de date. De aceea, modelul acesta ierarhic, oricât de simplu ar fi și de ușor de folosit, n-a fost prea des utilizat pentru că introducea prea multe redundanțe într-o bază de date. În continuare, este folosit la
nu știu, registri, ăsta e un exemplu de registri care urmează exact acel model ierarhic, sau structura de fișiere din un sistem de operare urmează iarăși același model, model ierarhic. Și știm foarte bine că dacă vrem să avem același fișier în două directoare diferite, noi va trebui să-l copiem, da? Și apare această redundanță. Avem o copiere. Putem să punem un shortcut, dar shortcut-ul reprezintă cu totul și cu totul altceva. Bun. Prin urmare, s-a creat un alt model puțin mai sofisticat, numit model rețea. Aici structura nu mai este un arborescent, este o structură de graf și ca entități avem articole și avem niște tipuri de relații. Avem tip articol și tip relații. Aici este un astfel de exemplu. Avem customers, transactions, items și vedeți că în exemplul pe care l-am dat aici, relația dintre tranzacții și un anumit client, Smith, da? Sunt același client, apare în relație cu două tranzacții, pur și simplu se pune o relație, o legătură între acele tranzacții și acea persoană, structura acelei persoane, sau informația acelei persoane, astfel încât noi nu mai suntem obligați să duplicăm informațiile persoanei respective. Deci, cumva, suportă acest model rețea și implementarea unei relații de tipul mai multe la mai multe, M la N, nu doar 1 la N sau 1 la 1. Dar cam în același timp în care a fost dezvoltat modelul rețea, a fost dezvoltat un alt model care a devenit mult mai celebru și mult mai popular ulterior. E vorba despre modelul relațional care are conceptul de tabelă sau tabel, conceptul de câmp. Da? Fiecare tabel este format din mai multe câmpuri care reprezintă niște coloane. Avem alte concepte pentru constrângeri, cheie primară, cheie străină, o să povestim despre ele. Mai sunt și alte constrângeri de integritate și vedeți aici cam cum ar arăta structura unei baze de date relaționale și cum arată acest vertex, practic reprezintă niște date particulare ale, să văd unde e vertexul aici. Asta este un tabel. Câmpurile sunt ID, X, Y, Z și aici sunt valorile pentru ID, X, Y și Z pentru mai multe vertexuri pe care noi vrem să le stocăm în bază de date. Ei, s-a mers și mai departe, s-au creat și modele mai sofisticate și cu siguranță cu acest model sunteți voi mult mai familiarizați. Este vorba despre modelul orientat obiect, unde nu avem tabele și câmpuri, dar avem clase și atribute. Aici mai apare și conceptul de metodă și relațiile dintre aceste clase sunt de mai multe tipuri, de asociere, de agregare, de moștenire, etc. De compunere. Și cam aceasta este o structură de bază de date orientată obiect. Avantajul lor este că sunt foarte naturale. E foarte natural să poți să modelezi obiecte din lumea reală sau din lumea conceptuală folosind aceste abstracțiuni, abstracțiunea de clasă, de atribut, de metodă, asociere, agregări. Pe de altă parte, însă, din punct de vedere al performanțelor, sunt foarte slabe. Atunci când vrem să extragem informații dintr-o astfel de bază de date, durează mult, mult mai mult, mai ales dacă informațiile respective sunt complexe, decât dacă vorbim despre date care sunt stocate într-un model relațional. Și asta a fost motivul pentru care modelul orientat obiect nu a avut un prea mare succes în implementarea de baze date sau de sisteme de gestiune de baze date. Și modelul relațional, uite, deja sunt mai bine de 60 de ani de când încă rezistă și va mai rezista o bună bucată de vreme. Ce ziceam eu la un moment dat? Spuneam că avem model de date și după aceea, pornind de la un astfel de model de date, putem să definim o structură și datele efective. Da? Datele vor practic primi forma structurii, da? În funcție de modul în care noi am construit acea structură, putem să stocăm anumite date și altele nu putem să le stocăm acolo, da? Pot să existe anumite constrângeri. Și o instanță, de fapt, reprezintă această reuniune dintre schemă și date, da? Schema sau structura unei baze de date împreună cu datele memorate acolo reprezintă o instanță. Da? Asta este ceea ce denumim instanță. Spuneam că trebuie să avem foarte mare grijă de cum definim structura, pentru că în funcție de structură noi putem să stocăm anumite date, dar dacă ulterior, da, după ce folosim acea bază de date, am stocat milioane de înregistrări acolo, noi vrem să schimbăm acea structură, s-ar putea ca anumite date să se piardă și alte date de care am fi avut nevoie să nu avem de unde le lua, pentru că nu apăreau în structura precedentă.
Și asta este motivul pentru care ori de câte ori vrem să construim o aplicație care utilizează o bază de date, la începutul construcției aplicației respective trebuie să ne gândim foarte serios și foarte atent la modul în care structurăm datele, astfel încât să nu ne scape ceva important, ceva critic din vedere, sau pe de altă parte să nu stocăm, nu știu, reziduri acolo, lucruri de care de fapt nu avem nevoie. Da? Structura este foarte importantă și este bine să o gândim să fie una corectă, să fie una potrivită de la bun început. Acum, eu am tot zis sistem de gestiune de baze de date, sistem de gestiune de baze de date, tot schimbat, așa am zis, baze de date, după aceea sistem de gestiune a bazei de date. De fapt, am văzut ce este o bază de date, dar ce este un sistem de gestiune de baze de date? Păi, definiția ar fi următoarea. E o colecție de instrumente. Deci, practic, la asta se referă, sunt mai multe tool-uri, sunt mai multe instrumente care ne ajută să creăm structuri de baze de date pe baza unui model, să stocăm date acolo, să interogăm, să extragem date. Aici, iarăși, aș vrea să fiu foarte specific. De fapt, ce stocăm într-o bază de date sunt date, ce extragem dintr-o bază de date sunt informații. Adică punem datele stocate acolo în bază de date cap la cap și noi dorim să extragem niște informații care au o anumită semnificație pentru noi. Asta este foarte, foarte important. Și în același timp, colecția aceasta de instrumente ne mai permite și să adăugăm un nivel de securitate, de acces și de control al accesului la datele respective, sau să controlăm accesul mai multor utilizatori, în același timp accesul concurent, astfel încât baza de date să rămână într-o stare consistentă, să nu existe pericolul ca să alterăm conținutul acelei baze de date. De asta se ocupă un sistem de gestiune a bazei de date. Ai un astfel de colecție integrată. Ce fel de sisteme de gestiune de baze de date există? Cele mai comune sunt aceste sisteme de gestiune de baze de date generice, generale, care ele nu sunt dedicate unui anumit tip de operație sau unor anumitor tipuri de date. Și ce vedeți aici sunt toate sistemele de gestiune de baze de date relaționale. Oracle, acesta este simbolul pentru Microsoft SQL Server, aici este MySQL-ul, mai avem SQL Lite, Postgres, o sumedenie de sisteme de gestiune de baze de date relaționale, care mai de care mai sofisticate și mai populare. Dar avem și Microsoft Access aici, am pus și Excel-ul, doar așa ca să-l fac de rușine în comparație cu celelalte. În fine, da, deci asta ar putea să fie o imagine a celor mai importante sisteme de gestiune de baze de date generale, relaționale, care urmează modelul relațional. Mai avem și sisteme de gestiune de baze de date așa numite NoSQL sau nerelaționale. Practic, este un concept mai nou introdus și este un tip de sisteme de gestiune de baze de date care folosesc date nestructurate. Da? Acolo unde ne este foarte greu să impunem o anumită structură datelor, dar totuși vrem să stocăm acele date și vrem să regăsim informații din ele, putem să folosim astfel de sisteme de gestiune de baze de date, care în ultima vreme ele sunt foarte des utilizate, fie că ai nevoie, fie că n-ai nevoie de ele. Da? MongoDB, Cassandra, React, Facebook-ul folosește astăzi un astfel de sistem de gestiune de baze de date, NoSQL, Google-ul folosește astfel de sisteme de gestiune. Ori de câte ori avem nevoie de date care sunt stocate într-un mod nestructurat. Da? Acolo modelul relațional nu ne mai ajută așa de mult. Dar sunt și alte sisteme de gestiune de baze de date mai specializate. De exemplu, sunt sisteme de gestiune de baze de date multimedia care sunt specializate în a stoca informații de tip imagine, de tip sunet, de tip video și nu doar atât, și de a regăsi. De exemplu, pot să încerc să caut toate fotografiile care conțin tigri sau toate fotografiile care conțin biscuiți sau toate fotografiile care reprezintă picturi ale lui Leonardo da Vinci. Imaginați-vă astfel de întrebări pe care să le lansăm într-o astfel de bază de date, într-un astfel de sistem de gestiune de baze de date și răspunsul să ne returneze tot ceea ce ne-ar putea interesa, da, pe baza acestor informații. Deci sunt specializate pe astfel de căutări, pe astfel de comparări și recunoaștere de forme, dacă vreți, căutăm printr-o bază de date multimedia. GIS-urile sunt sistemele de gestiune a bazelor de date orientate sau specializate pe memorarea de informații geografice, da?
pentru același loc geografic, pentru același punct geografic, știm informații legate de vreme, informații legate de sol, informații legate de străzi, informații legate de o sumedire de alte lucruri, toate reprezintă niște straturi puse una peste alta și care se referă la același punct geografic și sunt, dacă vreți, optimizate pentru căutări în niște seturi de date foarte, foarte complexe. Mai avem sisteme de gestiune de bază de date real-time. Asta înseamnă că ele au un fel de timer acolo și în momentul în care interoghezi datele, dacă aceste sisteme de gestiune de bază de date nu reușesc să-mi aducă informațiile într-un anumit timp specificat, un număr de milisecunde specificat, atunci dau o eroare. Da? Sunt specializate către a aduce informații cât mai repede posibil și în timp real. Chiar dacă uneori aduc informații incomplete, doar că trebuie să le aducă foarte, foarte repede. Data warehouse, sau o să auziți termenul acesta în limba română, se numește bănci de date. De fapt, sunt baze de date de baze de date. Da? Imaginați-vă, de exemplu, că într-o firmă, să presupunem că sunteți patronii unei companii foarte mari, a unei organizații foarte, foarte mari, și acolo aveți aplicații de salarizare, aplicații de, nu știu, tracking pe task-uri, de gestionare a proiectelor, aveți alte aplicații de contabilitate. Fiecare dintre aplicațiile astea conține informații despre firma voastră, dar dintr-o anumită perspectivă, din perspectiva angajaților, din perspectiva câștigurilor pe care le aveți, din perspectiva clienților pe care îi aveți, fiecare dintre ele își face treaba în felul său. Ori eu, pentru a avea așa o vedere de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă într-o companie, m-ar interesa probabil informații din toate aceste baze de date. Și un data warehouse nu face altceva decât să pună cap la cap toate aceste baze de date și să găsească modalități prin care să le interogheze pe toate, să conecteze toate datele de acolo, astfel încât să poată să-mi dea mie niște informații relevante. Într-un astfel de data warehouse nu se prea fac modificări, ci pur și simplu o folosesc pentru raportări, pentru a crea rapoarte care să-mi fie mie utile pentru a lua decizii, anumite decizii la un moment dat. Și în fine, sisteme de gestiune de baze de date active sunt SGBD-uri care reacționează la evenimente externe, la stimuli externi. Practic, sunt formate din actori care reacționează, se activează și transferă informații de la unii la alții în funcție de anumite lucruri care se întâmplă acolo. Foarte des în ultima vreme apare în noțiunea aceasta de Data Stream Management Systems. Dacă vreți, acestea sunt bazele de date infinite. De ce se numesc infinite? Pentru că ele primesc constant informații din mediul exterior, de la diversi senzori, și informații pe care la un moment dat nu mai au unde să le stocheze și prin urmare folosesc niște modalități de a, cum să zic, compacta toate acele date și a păstra doar ceea ce este relevant, pentru că în continuare vine în flux continuu informații, vine în flux continuu, în continuare se citesc foarte multe date de la acest senzor infinit, da? Eu la un moment dat când, nu, într-o bază de date normală ce se întâmplă? Am niște vânzări, am niște, nu știu, mă gândesc la o bază de date de comerț electronic și la un moment dat zic stop, haide să văd cum stau cu toată afacerea, câți clienți am, câte comenzi am, dar pot să fac ceva de genul ăsta, să mă opresc la un moment dat și să văd ce s-a întâmplat în spate. Ori într-un astfel de data stream management system, lucrul ăsta nu este posibil, eu nu pot să opresc fluxul de date. Eu, în timp ce interoghez datele, fluxul ăla continuă, da? În funcție de secunda în care eu vreau să văd un anumit raport, se și schimbă datele pe care eu le accesez. Și sunt foarte specializate pe acest lucru. Microsoft SQL Server are un modul special, se numește Stream Insight, Microsoft Stream Insight, care e utilizat în managementul streamurilor de date. Bun, ca și o caracteristică generală, sisteme de gestiune de baze de date sunt tot mai mici. Avem sisteme de gestiune de baze de date care se pot instala pe telefoane mobile sau pe fel de fel de alte gadget-uri fără nicio problemă, dar în același timp, pe măsură ce aceste instrumente devin tot mai mici și tot mai utilizabile în diverse platforme, bazele de date sunt tot mai mari. Și cum ziceam astăzi, nu povestim de baze de date cu milioane de registrări, ci baze de date cu miliarde de registrări, cu 1 tera sau 2 tera de date. Și ce ne interesează pe noi? Ne interesează să reușim să obținem pentru orice fel de interogare, într-o astfel de bază de date, răspunsuri la nivelul de milisecunde sau secunde, da? Să optimizăm cât mai mult.
Ai urmărit un episod din Baza de date Note de curs, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcasts sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.